Din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 15. Pagina Sfânta Scriptură, 1028. Ioan 4, de la versetul 1 până la versetul 15. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să biau, i-a zis Iisus, că ciucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă ca în seara aceasta la Maranata să citesc și apoi să predic din acest text biblic. Foarte cunoscut și până și de către copiii bisericii. Dar consider că este un text extrem de profund. Din care avem de învățat în seara aceasta. El este potrivit și pentru prieteni, dar și pentru frați. De 2000 de ani, mulți compozitori s-au inspirat și au scris cântări din acest text al Sfintelor Scripturii. S-au scris multe versuri și s-au rostit foarte multe predici. Și cred că în împărăția lui Dumnezeu au intrat mulți oameni care au fost mișcați și au fost convins să se întoarcă la Domnul atunci când au ascultat mesaje inspirate din acest pasaj biblic. Mi-aduc aminte că imediat după Revoluție l-am auzit pe un frate din Timișoara povestind ceva ce mi-a mișcat inima, și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră experiența aceasta. El spunea că imediat după Revoluția din decembrie 89, când era entuziasmul acela parcă fără margini, foarte mulți tineri au ieșit în centrul orașului și au început să cânte. Seară de seară în piața operei cântau au cântări de slavă la adresa lui Dumnezeu. După atâția ani de interdicții cu probleme mai mari sau mai mici, a venit libertatea și tinerii au început să iasă seară de seară și cântau pentru slava lui Dumnezeu. Și spunea fratele că într-o seară, în timpul în care cântau o cântare, un tânăr s-a apropiat de ei și la un moment dat a căzut cu fața la pământ și a început să plângă și plângea și se mirau de unde are atâtea lacrimi. Au încercat să-l scoale de jos, dar n-au reușit. După vreo 20 de minute, tânărul s-a ridicat. Și ei l-au întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Ți-a fost rău? Nu mi-a fost rău. Dar cum de-ai căzut și ai stat cu fața la pământ atâtea minute? Și tânărul a început să le spună, în urmă cu câțiva ani, m-am comportat foarte rău cu mama mea, care este o bună credincioasă. Eu am crescut în familie, dar la un moment dat am refuzat să mă mai duc la biserică. Și mama a tot insistat și într-o zi am fost așa de obrasnic, încât i-a spus mamei mele, atunci să mă mai chem la biserică. În ziua în care în centrul Timișoarei, se va cânta cântarea când Isus de prin Iudeia s-a întors în Galileea. Era vremea comunistă și tunărul era sigur că niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Care era cântarea pe care grupul de tineri o cântau când el s-a apropiat? Exact cântarea aceasta. Când Isus de prin Iudeia s-a întors în Galileea. Domnul înspre țara sa prin Samaria trecea. O cântare veche pe care o știu din copilărie. O cântare care a mișcat multe inimi. Și tânărul acela când a văzut că a venit ziua în care în centrul Timișoarei să se cânte această cântare a spus, mă întorc la Dumnezeu. În seara aceasta este pus înaintea noastră textul acesta, care vorbește despre femeia samarinteancă. O femeie din cetatea Sihar, care lângă fândâna lui Iacov l-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos, Mântuitorul Lumii. Ce a oferit Domnul acelei femei atunci, îți oferă ție în seara aceasta și ne oferă tuturor. De altfel, în fiecare seară de evangelizare, noi prezentăm oferta lui Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu este viața veșnică. Cel mai cunoscut verset din Sfintele Scripturi. Ioan 3 cu 16 spune: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apostolii au predicat viața veșnică și au spus pretutindeni că se primește prin credința în Domnul Isus Hristos. În Roman 6, cu 23, Pavel scrie, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Ce este viața veșnică? Una dintre definițiile vieții veșnice este scrisă în Ioan, capitolul 17, versetul 3. Sunt cuvintele Mântuitorului. El a definit viața veșnică în felul următor. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea Tatălui și a Fiului înseamnă viața veșnică. Viața veșnică o primim prin credință, cât suntem încă în trup. Și din momentul în care îl primim pe Domnul Isus, până când vom fi ca El, până când vom intra în dimensiunea veșnică, îl cunoaștem mereu și mereu, mai mult și mai mult. Cunoașterea Domnului Hristos înseamnă viața veșnică. Și femeia samariteancă despre care vorbim în seara aceasta, l-a cunoscut pe Mântuitorul progresiv, l-a întâlnit la pântâna lui Iacov și în primul rând l-a cunoscut ca pe un iudeu care i-a făcut o ofertă de care ea n-a mai auzit în viața ei. Apoi l-a cunoscut ca pe un proroc ce i-a cunoscut întreaga viață. Și în al treilea rând, Femeia că l-a cunoscut pe Domnul Isus ca pe Mesia, Hristosul, Mântuitorul Lumii. Și după ce a realizat că Domnul este Hristosul, a pus în mișcare toată cetatea în care locuia. Mulți au crezut în Domnul datorită spuselor acestei femei. Mai apoi Domnul a rămas acolo în cetate și mult mai mulți au crezut în Domnul Isus când l-au văzut și l-au auzit pe El. Și astfel, Domnul a fost cunoscut și crezut în cetatea în care locuia femeia samariteancă. Și haideți să luăm la rând lucrurile. În primul rând, femeia samariteancă l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca pe un iudeu care a făcut o ofertă de care ea n-a mai auzit niciodată. Care era oferta aceasta? Ea ieșise din cetate la fântână să scoată apă. Apă pentru trup. Pentru că viața biologică este imposibilă fără apă. Fără hrană, omul poate trăi mai multe zile. Dar fără apă trăiești de puțin. Și din când în când femeia samariteancă venea să scoată apă, și să ducă în casa ei. Undeva la ceasul al șaselea spune Biblia, după fusul lor orar ora 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 era miezul zilei. Acolo, în Iudeea, în Samaria, în Palestina, să spune, era ora 12 ziua, era miezul zilei. L-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos. Domnul a legat o discuție cu ea și i-a oferit apă vie. Niciodată femeia n-a auzit vorbindu-se despre apa vie. De apa avea nevoie în fiecare zi. Dar nu cunoștea noțiunea aceasta, valoarea aceasta. Nu știa ce este apa vie. Și despre oferta sa, despre apa vie, Domnul Iisus spunea: Cine bea din apa aceasta? nu va mai înseta niciodată. Ba mai mult, apa aceasta prezentă în viața unui om, în inima lui, de naștere unui zvor care țâșnește în viața veșnică. Auzind cum descrie Domnul apa aceasta vie, a zis în versetul 15, Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot. Ce înseamnă apa vie? Ce reprezintă apa vie? Pentru trup, noi folosim apa potabilă. Apa vie nu este pentru trup. Apa vie este pentru suflet. Și prietenilor vreau să le spun în seara aceasta că omul nu este numai țărână, numai materie. Omul este trup, suflet și duh. Și după cum trupul are nevoie de hrană și de apă, tot așa și sufletul are nevoile lui. Și Domnul Isus Hristos, vorbind despre pâinea vie, a spus că El este pâinea vie, care se coboară din cer să dea lumii viață. Și cine mănâncă din această pâine nu va mai... Nu-i va mai fi foame niciodată, a spus Domnul Isus. în Ioan capitolul 6. Iar aici, în Ioan capitolul 4, vorbește despre apa vie. Pâinea vie și apa vie sunt pentru suflet. Și totuși, ce voia Domnul să spună? Când a oferit acelei femei, apa vie și a spus, dacă bei din această apă, nu vei mai înseta niciodată. Știm că lui Nicodim, Domnul i-a spus, cine nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În contextul acela, apa reprezintă cuvântul. În Ioan 7 citim, când în ziua de pe urmă a prasnicului corturilor, Domnul s-a ridicat în mijlocul mulțimii și a spus: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Acolo Domnul Isus vorbea despre Duhul Sfânt. Dar noi știm că Domnul Isus este cuvântul. Cuvântul întrupat. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. Și am putea spune că Domnul Isus Hristos a oferit acelei femei prezența lui Dumnezeu în sufletul ei. În viața ei. Nicio religie nu stâmpă răsetea asupretească și sunt atâtea religii astăzi în lume. Multe au fost și atunci, dar probabil că mai multe sunt astăzi. Nu cred că poate fi socotit numărul total al religiilor și a ideilor religioase care există în lume, de la ecuator și până la poli. Dar în istorie au fost doar două religii care vin de la Dumnezeu religia mozaică pentru Vechiul Testament, religia creștină pentru Noul Testament, dar Biblia ne învață că sufletul omului nu-i satisfăcut de religie. Omul are nevoie să-și refacă legătura lui cu Creatorul. Și legătura aceasta se reface prin Isus, prin credința în Domnul Iisus, oricât ar fi de religios cineva, dacă nu-L are pe Domnul Iisus în inimă, dacă nu are o relație personală cu El, nu-i mulțumit și nu se simte împlinit. Apa vie era pentru suflet. Și femeia samariteancă, chiar dacă în primă fază, în primă instanță, l-a considerat pe Domnului Iudeu care face această ofertă, când a auzit de apa vie, când a auzit că nu-i va mai fi sete, când a auzit de izvorul care țâșnește în viața veșnică, a spus, dă-mi această apă vie. Dar cunoașterea femeii din Sihar a continuat și a continuat să-l cunoască mai mult și mai de aproape pe Domnul Isus. Domnul a provocat-o în continuare spunându-i, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Și femeia s-a găsit într-o situație de disconfort. Pentru că ea stătea cu cineva și înțelegem că avuzeze cinci bărbați până atunci. Probabil că de fiecare dată a încercat să-și refacă viața, cum spun oamenii astăzi. Și a șasea oară, probabil că o fi spus, nu mai are rost că n-am avut șansă în primele cinci încercări, dar să dea totuși cu cineva. Asta înseamnă păcat în lumina Sfintelor Scripturi. Femeia efectiv a simțit că este dată de gol și a spus, n-am bărbat. Și Domnul i-a spus, ai avut cinci bărbați și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici a spus adevărul. Și în momentul acela femeia l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca și proroc. Întâi l-a cunoscut ca pe iudeul care i-a făcut o ofertă specială. Apoi l-a cunoscut ca pe un mare proroc, în Deuteronom, capitolul 18, și versetul 18, citim cuvintele lui Dumnezeu. Domnul a spus, voi ridica un proroc ca și tine, din mijlocul fraților tăi. Deuteronomul a vestit marele proroc, pe Domnul Iisus care avea să vină în urmă cu 2000 de ani, lui nu trebuia să-i spună nimeni ceva despre oameni, pentru că el îi cunoștea pe deplin, le cunoștea inimile și le cunoștea și gândurile. În al doilea rând, femeia samaritiancă l-a cunoscut pe prorocul, l-a cunoscut pe domnul ca pe, pro, ca pe prorocul, care îi cunoaște viața trecutul și prezentul, cunoaște detaliile vieții ei, nu se întâlniseră niciodată până atunci, iudeii n-aveau niciun fel de legătură cu samaritenii, dar Domnul Isus era și este Dumnezeu. Înaintea lui totul este gol și descoperit. Și femeia încă. l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca pe marele proroc, anunțat de Dumnezeu în vechime, care urma să vină pe pământ și el, într-adevăr, dul sau profetic, vedea și cunoștea toate lucrurile oamenilor. Dar pentru că am ajuns aici, vreau să mai fac o subliniere. Dacă atunci când femeia încă l-a auzit pe Domnul Isus Hristos, vorbit despre apa vie, a cerut apa vie și a spus, Doamne, dăm să biau din această apă vie. Și setea ei sufletească a fost stâmpărată. Și spuneam, și spun încă o dată, religia adevărată este religia ce oferă ceva ce stâmpără sufletul, mângâie inima, Vreau să vă mai spun, cu o altă trăsătură a religiei adevărate, rezultă de aici. Religia adevărată condamnă păcatul. Domnul a spus acela cu care ești acum nu-ți este bărbat. Este cineva care trăiește în felul acesta? E păcat. Religile lumii tolerează astfel de trăiri. Până și multe biserici creștine se facă nu văd sau încearcă să explice și să spună sunt vremuri grele, oamenii s-au stricat foarte mult și adevărat că oamenii s-au stricat foarte tare, dar să nu uităm niciodată, Hristos este același, ieri, astăzi și în veci, în El nu-i nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu este la fel de sfânt ca și atunci. În Psalmul 93 citim, Sfințenia este podaba casei lui Dumnezeu, cât vor ține vremurile, cât vor ține viacurile. Religia adevărată condamnă păcatul. Și Domnul a spus, nu-ți este bărbat. Iar femeia a spus, mi-a zis tot ce am făcut și a spus Domnului Isus: văd că ești proroc. Și când femeia și-a dat seama că ce întâlni la fântâna lui Iacov e mai mult decât unui iudeu care i-a oferit apa vie, că este un proroc, a ridicat o problemă extrem de importantă. Și a dat seama că Domnul este o persoană competentă. Că poate să întrebe despre religie, despre închinare. Și a spus, Doamne, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia avea religia ei. Era religia samaritenilor. Se închinau pe muntele Garizim și religia lor avea un sistem de închinare. De fapt, închinarea este definitorie pentru toate religiile lumii. Fiecare religie și are propriul sistem de închinare. Noi îl predicăm pe Hristos. Credem că singura religie care îl ajută pe om să ajungă în cer... Este religia creștină, dar ca să fiu mai exact, trebuie să spun: este Domnul Isus Hristos întemeitorul religiei creștine. Și el a vorbit despre închinare. A vorbit despre închinare acolo la fântâna lui Iacov. Și ascultați cum a vorbit Domnul Isus despre închinare. Vine ceasul. Și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Vine ceasul, a spus Domnul Isus, când adevărați închinători se vor închina în Duh și în adevăr. Ce înseamnă închinarea în Duh? Și ce înseamnă închinarea în adevăr? Observați, vă rog, că aici Duh este scris cu literă mică. Închinătorii adevărați se închină în Duh, Duh cu literă mică. Înseamnă că este vorba de Duhul omului. Și eu înțeleg că închinarea în Duh este o închinare profundă. Omul este trup, suflet și Duh. Dar închinarea nu este numai una exterioară. Închinarea trebuie să fie profundă. Trebuie să ne închinăm cu întreaga ființă. Mulți se închină cu trupul și mintea le este departe. Au o închinare exterioară. Ritualuri stufoase uneori. Și destul de greoaie. Dar Domnul a spus: Vine ceasul. Și acum a și venit când închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Închinarea în Duh înseamnă închinarea profundă. Închinarea în adevăr este închinarea prezentată în Sfânta Scriptură. Știți ce înseamnă închinarea în adevăr? Închinarea înaintea Tatălui în numele Domnului Hristos prin Duhul Sfânt. Corneliu s-a închinat înaintea lui Petru. A primit Petru închinarea? I-a spus, ridică-te că și eu sunt numai om. Nici îngerul înainte căruia Ioan a vrut să se închine, n-a primit închinarea. Și a spus, și noi îngerii suntem slujitorii lui Dumnezeu ca și voi, slujitorii de pe pământ. Dacă Petru n-a primit închinarea, de ce ne-am închinat la alții care au fost mai mici decât Petru? Dacă îngerii nu primesc închinarea, ei înși se închină înaintea lui Dumnezeu. De ce s-ar închina oamenii înaintea îngerilor? Nimeni nu poate spune altceva decât a spus Domnul Isus. El este cel mai mare din gura lui au ieșit aceste cuvinte. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Femeia samariteancă a fost convinsă când a auzit aceste cuvinte și a spus, știu, i-a zis femeia care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Și când va veni El are să ne spune toate lucrurile. Și Domnul le-a spus eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Știți ce a făcut în momentele următoare? Și-a lăsat găleata la fântână. A uitat de apa pentru trup. A alergat în cetate și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? I-a crezuse și a pus problema în felul acesta ca să-i provoace pe cei din cetatea ei. În al treilea rând, femeia samaritean că l-a cunoscut pe Domnul Isus ca pe Mesia. Întâi l-a cunoscut ca pe iudeul care i-a oferit apă vie. Și a acceptat apă vie. Apoi l-a cunoscut ca pe prorocul care i-a spus tot ce a făcut. Apoi l-a cunoscut ca pe Mântuitorul Lumii. Și când l-a cunoscut ca pe Mântuitorul Lumii, s-a închinat înaintea lui, l-a primit în inima ei și a dus mesajul în cetatea în care locuia cum îl cunoști tu pe Domnul Isus Hristos? Și el limpede rezultă din textul biblic că femeia aceea a renunțat la religia ei. Nu se poate să te închini în două religii. Nu se poate să slujești la doi stăpâni. Până atunci avea religia samaritenilor. Se închina pe muntele acela, pe muntele Garizim. Dar după ce l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos, a început să se închine înaintea Tatălui în duc și în adevăr. A crezut că Isus este fiul lui Dumnezeu. Este Mesia și este mântuitorul lumii. Ce știi tu despre Domnul Isus? Cum îl cunoști tu pe fiul lui Dumnezeu? Cunoașterea Domnului înseamnă viața veșnică. E adevărat că nimeni nu-L cunoaște pe deplin. Când îl vom vedea față în față, îl vom cunoaște pe deplin. Dar îl cunoaștem în mare măsură. Pentru că am băut și continuăm să bem din apa vie. Apa vie, stâmpără, setea sufletească omul tânjește după Creatorul Său. În fiecare om există un gol care nu poate fi completat decât cu prezența lui Dumnezeu. Cine bea din această apă vie, nu mai aleargă la izvoarele otrăvite din această lume. Orice religie falsă este un izvor de apă otrăvită. Există un singur izvor de apă vie acesta este Isus Hristos. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dacă ți-e sete, vino să bei. Curge apă vie în seara aceasta, Deschideți ți inima. Domnul vrea să-ți dea din această apă vie. Dacă ai păcate în viața ta și probabil că ai, te condamnă conștiința. Poate ai coșmarul noaptea, pentru că păcatul distruge, apasă conștiința, distruge sentimentele, distruge și trupul. Religia adevărată, credința în Domnul Isus, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, condamnă păcatul. Dar Dumnezeu iubește păcătosul. Păcatul este păcat. Nu-l ocolim, nu-l scuzăm, ci spunem tuturor care este soluția. Știți care este soluția? Jertfa Domnului Isus Hristos, sângele Fiului Lui Dumnezeu, care ne curățește de orice păcat și sângele Domnului are putere și în seara aceasta. Oricât de multe păcate ai fi făcut în viața ta, păcate cunoscute sau păcate necunoscute, Domnul este gata în seara aceasta să te ierte. A iertat-o pe femeia samariteancă. Trăia în păcat în momentele acelea. Și a recunoscut păcatul și Domnul a iertat-o. Dacă îți ierți păcatul, Domnul este credincios și este gata să te ierte îți dă apa vie, îți dă viața veșnică și scrie numele tău în cartea vieții. Și poate vei spune, vreau apă vie. Îmi recunosc păcatele și vreau iertarea divină. Cred că închinarea adevărată este cea pe care ați prezentat-o. Dar am o problemă mi-e aproape imposibil să-mi schimb religia. Credeți-mă, am trecut prin viață, au trecut ani peste mine și am auzit pe mulți români spunând, e frumos, aveți dreptate, dar cum să-mi schimb religia în care m-am născut, religia strămoșească, părinții mei, bunicii mei, străbunii mei, toți au fost ortodoxi, spun foarte mulți români. Și cum să-mi schimb religia? Femeia samaritea că și-a schimbat religia. Oamenii care vor mântuirea schimbă religia. Pentru că nu religia îl mântuiește pe om. Credința în Domnul Isus, pocăința, nașterea din nou, botezul și apoi umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar mulțumesc Domnule, că de-a lungul anilor am cunoscut oameni care au fost gata să schimbe religia atunci când s-au întâlnit personal cu Domnul Isus. Eu recunosc că dacă va ține până la miezul nopții sau până mâine dimineață, nu v-aș putea convinge să vă schimbați religia. Pentru că omul în general e înrădăcinat în religia în care s-a născut. Vreau să vă prezint o experiență pe care am avut-o la începutul anilor 90 la Arad. În 1991, la botezul pe care l-am avut vara, au fost doi frați de corp, gemeni. Aveau 16 ani amândoi. Ei n-au spus părinților că se botează, erau dintr-o localitate de lângă Arad. Eu eram păstor cu puțină experiență de doar un an și erau foarte mulți și n-am intrat în detalii cu ei. Sigur, am făcut catecheza, i-am mărturisit, dar n-am întrebat despre familia lor. Ei bine, părinților au aflat, bineînțeles, că nu se putea ține secret și s-a auzit. Și când părinții au auzit că băieții lor s-au botezat la Arad, la Biserica Pentecostală, s-au supărat foarte tare. I-au certat dar erau copiilor ce să le facă. După câteva zile, mama, că mama rămâne mamă, s-a apropiat de băieți și a întrebat, ce v-a terminat la vârsta aceasta să mergeți în Biserica Pentecostală? Spuneți-mi cum e acolo, ce se spune, ce se predică, ce atmosferă este. Și atât le trebuia copiilor să li se pună această întrebare și începeau să spună, mamă, să vezi ce har, ce bucurii, ce cântări, ce prezență divină. Așa, azi, așa, mâine. Și mama aceasta iubitoare a căzut pe gânduri. Și într-o zi a început să se roage, cum știa ea? În viața ei nu fusese într-o biserică neoprotestantă, doar în Biserica Ortodoxă. Și timp de două luni s-a rugat și a zis, Doamne, dacă Biserica aceea este Biserica ta, descopere. Dacă acest drum este calea mântuirii, spunem -mi și mie să merg și eu pe el. După două luni de zile, Domnul i-a descoperit printr-un vis de noapte. În noaptea lui 17 octombrie 1991, Domnul i-a vorbit în felul următor. Dormea și a avut un vis. În vis se făcea că se îmbracă și se pregătește să meargă la biserică evident, la biserica ortodoxă, că în altă biserică nu fusese. Era puțin precipitată și credea că este târziu, e întârziată și era precipitată în vis. Și pe când se frământa, a auzit o bătaie în geamul camerei în care dormea. Aceeași bătaie a auzit a două oară, apoi a treia oară și s-a trezit. Când a fost perfect a auzit o voce. Drumul pe care au pornit copiii tăi este calea mântuirii, du-te și tu pe calea aceasta. Biserica la care se duc ei este biserica mea, du-te și tu. Femeia după ce a auzit glasul acesta, a coborât din pat, a aprins lumina, s-a uitat la ceas, era două și jumătate după miezul nopții. Și a trezit soțul care dormea lângă ea. Soțul n-a auzise nimic. S-a dus în camera alăturată, i-a trezit pe băieți, n-au rău nimic. Și a înțeles că este răspuns la rugăciunile ei. I-a întrebat chiar atunci, noaptea, pe băieți care e programul bisericii și a început să vină la biserică. Și a tot venit. Și în februarie am avut o săptămână de evangelizare, februarie 92. Și într-o seară când predicatorul invitat de noi a făcut chemare a venit și ea în față. După aia și-a dat seama că a fost 17 februarie. Și din momentul acela a început să se gândească, nu cumva data aceasta are o însemnătate mai deosebită pentru mine. În noaptea lui 17 octombrie a spus, Domnul mi-a vorbit pe 17 februarie, am anunțat public că mă predau Domnului și m-am scris pentru catecheză. Am mai trecut câteva săptămâni, am început catecheza, pregătirea pentru botez. Și cu ceva vreme înainte de botez, nu vreau să greșesc, exact când, la o întâlnire ne-am spus, dacă Domnul ne ajută, botezul îl vom avea în luna mai. Și spunea sora într-o mărturisire scrisă pe care mi-a dat ulterior, când ați vorbit de luna mai, inima a început să-mi bată și mai tare. Eram curioasă să văd în care duminică din mai. Și bineînțeles, sufice cu suficient în timp înainte le-am spus că duminica în care vom avea botezul va fi 17 mai. Și Zora spunea pentru a treia oară, data de 17 avea o importanță deosebită pentru mine. Dar în 17 mai era și ziua mea de naștere. Și obișnuiam ca an de an să-mi sărbătorez ziua de naștere, să-mi chem prieteni apropiați și să petrecem împreună, așa cum petrece lumea. Și când am auzit că botezul va fi pe 17 mai, am zis foarte bine, voi pregăti acasă o masă, îi chem la biserică, la botez, pe cei cu care am petrecut ce am sărbătorit în anii trecuți. Ei, numai că n-a fost chiar așa, că știți cum sunt oamenii. Și necazurile au venit chiar din familie. Sora spunea că pe 16 mai, de sâmbătă de seara înainte de Duminica Botezului. A venit soțul la ea să stea de vorbă în mod deosebit și a spus, Dorina, eu m-am hotărât, dacă tu te duci mâine dimineață la rață să te botezi, săptămâna viitoare înainte divorț. Noi suntem oameni pregătiți, oameni așezați, ne-am înțeles bine până acum, dar dacă treci peste cuvântul meu, eu sunt hotărât să divorțez. Și sora Dorina, pentru că intrase în închinare adevărată, era născută din nou, era plină de pace și a păstrat echilibru și a spus, dragul meu, biserica pe care o frecventez și în care mă voi boteza, m-a învățat să te iubesc mai mult decât te-am iubit până acum. Eu nu vreau să divorțez, dar nici nu mă voi despărți de Domnul și Mântuitorul meu, orice mi s-ar întâmpla soțul văzând că n-are cu cine, că e atât de hotărât, a lăsat-o și a plecat. Imediat a venit mama, e o femeie mai în vârstă, și a spus, Dorina, vreau să spun și eu, dacă mâine te duci la rasă să te botezi, eu nu te voi mai recunoaște ca și fica mea, te desmoștenesc. La care sora, cu aceeași liniște interioară, i-a vorbit mamei în felul următor. Mamă, orice ai face, Rămâi mama mea, eu te iubesc și te voi iubi și mai mult, pentru că biserica în care am intrat, credința în care am intrat, este o credință a iubirii și te voi iubi. Dar trebuie să înțelegi și cum i-a spus și soțului meu, că de Domnul Iisus Hristos nimeni și nimic nu mă va putea despărți. S-au culcat, a venit noaptea, Duhul Domnului a lucrat la inima soțului, și dimineața i-a spus soției lui, uite stare să vă ce acolo, Deci ești în stare să te despart și de mine și de mama. Da. Pentru că ea înainte nu putea concepe, nici ea nu putea concepe înainte. Cum să-și părăsească religia strămoșească? Nici mama ei, care era mai în vârstă. Asta era problema. Și soțul ei, duminică dimineața, îi spune, uite, vreau să vin să văd, e curios ce se întâmplă acolo și a venit la botez, noi am cunoscut atunci. În 1993 l-am botezat și pe soțul sorei În 1995 am botezat-o și pe mama ei. Și după aceea, cât a mai trăit bătrâna mamă, mă uitam mai ales la cina Domnului, că sora bătrână nu venea cu regularitate ei, da, dar ea era mai neputincioasă, mai în vârstă, dar la cine era prezentă totdeauna, mă uitam la toți și ziceam, mare este Dumnezeul nostru. El vorbește inimilor, El străpunge inimile, El îi cheamă pe oameni în împărăție. N-a spus Domnul Isus, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu pot atrage pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu în seara aceasta. Dar îl prezint pe acela care poate. Numele lui este Isus Hristos. El este Împăratul Împăraților. El este Domnul Domnilor. Mântuirea înseamnă cunoașterea lui Isus Hristos. Nu numai la nivel de literă. Există foarte mulți care cunosc pe Isus, există teologi. Profesorul universitar care cunosc pe Iisus din Biblie și merg în iad. E nevoie de o cunoaștere personală și practică. E nevoie de o cunoaștere progresivă. Pe plin îl vom cunoaște când vom fi ca și el. Dar cunoașterea Tatălui Cereș a Domnului Iisus începe în momentul credinței. În momentul convertirii, în momentul întoarcerii la Dumnezeu. Femeia samariteancă avea propria ei religie, religia poporului din care făcea parte. L-a cunoscut în primul rând pe Domnul Isus, ca acela care dă apa vie. Nicio o religie. N-are apă vie. Oamenii sunt flămânzi, însetați și goi, nenorociți și disperați. Au bunuri materiale, dar se declară nefericiți. Mi-aduc aminte că în anul 1943, un om de știință din America a propus o piramidă a fericirii cu mai multe etaje și a spus că oamenii din țările dezvoltate vor ajunge în vârful acestei piramide, numită piramida lui Meslău, vor fi fericiți. Și de câțiva ani am citit că se lucrează, se redefinește conceptul de fericire. Oamenii din țările bogate au ajuns să aibă mult mai mult decât le trebuie și toate condițiile cerute de această piramidă sunt îndeplinite și totuși oamenii sunt nefericiți. Știți cine este fericit cu adevărat? Acela care în fiecare zi bia din apa vie. Acela care are în inima lui zvorul de apă vie. Acela care este plin de Duhul Sfânt. Acela care este iertat de păcatele lui acela care în fiecare zi se închină în duh și în adevăr, acela care trăiește Scriptura, acela care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, este un om fericit, este un copil al lui Dumnezeu și crește în cunoașterea lui Isus Hristos. Ca să ai viața veșnică, trebuie să-L cunoști pe Domnul Isus și ca să-L cunoști pe El, trebuie să vii la El nu te mai lăsa legat de religia strămoșească, oricare ar fi ea, sau de o religie mai nouă. Pentru că există o singură cale care duce la viață, este Isus Hristos. Există un singur nume în care trebuie să fim mântuiți, este numele lui Isus Hristos. El de viața veșnică, El de apa vie, El iartă păcatele și El ne pregătește pentru cer. Să binecuvânteze Domnul toți prietenii Evangheliei din seara aceasta. Mai mult decât am vorbit eu, să vorbească Domnul. Să vorbească Domnul inimilor, prezente în locul acesta. Și dacă ați venit la acest izvor, beți din apa vie, deschideți-vă inimile pentru Domnul Isus. Primiți-L ca Domn și Mântuitor personal și apoi să ne ajute Domnul și pe noi care sunt de multe vreme pe calea mântuirii să-L cunoaștem mai mult și mai bine pe Domnul Isus Hristos. Din cuvânt, din experiențele cu El, să-L cunoaștem tot mai mult și tot mai bine. Mi-aduc aminte că pentecostalii de la început, când au apărut în America, spuneau foarte des, pentru noi Isus Hristos este în primul rând Mântuitorul. În al doilea rând, El este Sfințitorul. În al treilea rând, El este acela care botează cu Duhul Sfânt. În al patrulea rând, El este Medicul Divin. În al cincilea rând, Iisus este Domnul care se va întoarce după biserica sa. L-am cunoscut ca mântuitor în perioada adolescenței. Îl cunosc ca și Sfințitor în fiecare zi de atunci. L-am cunoscut ca acela care botează cu Duhul Sfânt pe 2 februarie 71, când nu aveam nici măcar 16 ani. L-am cunoscut ca medic în decembrie 2000 într-un moment special când un chirurg reputat din Arad se pregătea să mă opereze de apendicită acută. Domnul a intervenit cu nu m-am gândit, m-a anunțase cu patru luni înainte și m-a vindecat și medicul n-a apucat să mă taie. Poate v-am spus, poate spun altă dată, nu știu, la ora de asigur am spus, dar rețineți că în decembrie 2000 l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca medic divin. Aștept să-L cunosc ca pe Domnul care își va răpi biserica. Să-L văd față în față. Am băut și beau din apa lui cea am experimentat iertarea păcatelor, Mă închin în duh și în adevăr și încerc să o fac corect în fiecare zi. Îl cunosc în mare măsură și aștept să-l cunosc pe deplin, să-l văd față în față, să stau alături de el la nunta din cer și apoi pentru veci și vecilor să fie împreună cu el. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea harul mântuirii. Amin.